Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și vă prezint cum se derulează rezolvarea unei probleme de fizică pe platforma Edpuzzle. Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și vă prezint astăzi o problemă cu energie. În acest moment apare o întrebare pe care eu am introdus-o în editarea acestei teme pentru copii. Și anume, ce tipuri de energie mecanică cunoașteți? Și este o întrebare cu răspuns la alegere și atunci elevul trebuie să bifeze răspunsul corect sau răspunsurile corecte sau poate să treacă mai departe. De data aceasta bifăm răspunsurile corecte și pentru elevi este obligatoriu să bifeze răspunsurile corecte. Trecem mai departe, introducem răspunsul și o să continuăm rezolvarea problemei. În această problemă vom aplica legea conservării energiei. O altă întrebare care apare în rezolvarea problemei, elevii sunt invitați să enunțe legea conservării energiei mecanice pentru cazul când există forțe exterioare și ei pot da răspunsul acționând acest microfon. Rămâne înregistrarea lor, așa că vom da și noi răspunsul acționând microfonul. Legea conservării energiei mecanice, pentru cazul când există forțe exterioare, se enunță astfel. Diferența dintre energia finală și energia inițială este suma lucrurilor mecanice a forțelor exterioare. Am oprit înregistrarea, este vorba de 19 secunde de răspuns. Și mergem mai departe. Răspunsul se va regăsi în vizionarea problemei. Problema este următoarea. Un schior se lansează din punctul A pe o rampă cu înălțimea de 190 metri, fără frecare, și ajunge în punctul B, pe o porțiune dreaptă, orizontală, cu lungimea de 225 metri, unde coeficientul de frecare este 0,3 și apoi urcă din punctul C pe un deal până în punctul D. Considerăm că schiorul împreună cu echipamentul cântăresc 80 kg. Ce trebuie să aflăm? Ce viteză are schiorul în punctul B? Viteza schiorului în punctul C și înălțimea punctului D la care va urca schiorul. Din nou avem o întrebare. Care este starea mecanică a schiorului în punctul A? Ce fel de energie va avea? De data aceasta o să dăm un răspuns scris. Așa am optat atunci când am editat problema aici pe platforma Edpuzzle. Și o să notez eu aici schiorul se află în repaus. Punct. El are doar energie potențială. Și introduc răspunsul. Continuăm. Pentru a rezolva problema, trecem la scrierea datelor problemei. HA 190 de metri, distanța BC 225 metri, coeficientul de frecare 0,3, masa 80 kg. Ce se cere? VB, VC și HD. Intervine o altă întrebare acum. Trebuie să enunțăm legea conservării energiei mecanice pentru porțiunea AB, având în vedere că nu există forțe de frecare. Răspunsul îl pot da în scris sau pot da un răspuns audio.
am să dau răspunsul în scris. E în punctul A va fi egal cu E în punctul B, cu energia din punctul B. Introducem acest răspuns și continuăm. Pentru a rezolva problema, aplicăm legea conservării energiei mecanice. Deci trebuie să calculăm energia potențială a schiorului aflat în punctul A și pot să introduc răspunsul audio sau pot să calculez acest lucru cu constantele de rigoare, cu înălțimea pe care am enunțat-o în textul problemei. De data aceasta, eu am să trec peste această întrebare, dar elevul trebuie să calculeze. Pentru porțiunea AB. Și pentru că nu avem forță de frecare, energia corpului în punctul A va fi egală cu energia corpului în punctul B. Dar în punctul B, schiorul va avea energie cinetică și trebuie să calculăm viteza acestuia. Toată energia potențială s-a transformat în energie cinetică. Formula cu ajutorul căreia calculăm, ia să o introducem noi aici, egal cu MV. Și am să pun eu la a doua pe 2. MV la a doua pe 2 este formula cu ajutorul căreia noi calculăm energia cinetică. Trecem mai departe. Și continuăm. Energia corpului în punctul A este numai energie potențială și o calculăm cu relația MG HA. Energia corpului în punctul B este doar energie cinetică și o calculăm cu relația MV pătrat pe 2. De aici, făcând calculele, putem scoate pe VB egal cu radical din 2GHA. Observăm că viteza corpului în punctul B nu depinde de masa corpului. Suntem invitați să enunțăm legea conservării energiei mecanice în situația în care asupra corpului intervin forțe exterioare. Răspunsul îl putem da în format audio, l-am mai dat la începutul rezolvării problemei. Am repetat aici această lege pentru a invita elevii să o enunțe din nou, tocmai pentru a o conștientiza cât mai bine. Răspunsul îl pot da în format audio sau îl pot scrie. Pe porțiunea BC există forțe de frecare. Aplicăm legea conservării energiei pentru această situație. Energia din C minus energia corpului din B, energia totală, este egal cu lucru mecanic al forțelor exterioare, respectiv forțe de frecare. Și va fi egală cu mu or m or d, distanța pe care se deplasează corpul, pe care acționează forța de frecare. Și vom avea mv pătrat pe c minus mv pătrat b egal cu minus 2 mu or m or g or d. Acest 2 apare de la numitorul celor doi termeni, mv pătrat c, mv pătrat b. De unde rezultă că V pătrat C va fi egală cu minus 2 mu or M or G or D plus V pătrat B. Se calculează radicalul, deci vom calcula viteza corpului în punctul C. Din calcule va rezulta că viteza corpului în punctul C este mai mică decât viteza corpului în punctul B. Acest lucru se datorează forțelor de frecare. Pe porțiunea CD nu avem forțe de frecare. Aplicăm legea conservării energiei pentru această situație. Așadar, energia corpului în punctul D va fi egală cu energia... Intervine o întrebare pe care am introdus-o în momentul în care am editat această temă pe platforma Edpuzzle. Întrebarea este: ce se întâmplă cu energia cinetică a corpului pe măsură ce acesta urcă?
Ce valoare va avea aceasta la înălțimea maximă? Răspunsul poate fi dat în format audio sau în format scris. La prima parte a întrebării putem da un răspuns audio și putem da și un răspuns scris. Să încercăm acest lucru. Pe măsură ce corpul urcă, energia sa cinetică scade până ajunge la valoarea minimă, valoarea zero. Am editat răspunsul în format audio și acum o să calculăm și energia la valoarea energie cinetică la valoarea maximă, dar tocmai am răspuns în răspunsul audio că va avea valoarea 0. O să continuăm. Energia corpului în punctul C. Și atunci vom avea MGHD egal cu MV pătrat C supra 2. De unde rezultă HD, se face calculul în această situație. Cum, întrebarea pe care am adăugat-o, cum va fi înălțimea corpului în punctul D? Înălțimea, întrebarea se referă cum va fi față de cea a punctului A. Înălțimea punctului D este mai mică decât cea a punctului A. Explicația este tocmai în faptul că am avut forțe de frecare care au diminuat energia mecanică a corpului și atunci acesta nu va mai urca până la aceeași înălțime ca a punctului A. Nici într-un caz HD nu este egal cu HA, pentru că am avut forțe de frecare pe porțiunea BC. Vă mulțumesc și vă asigur că fizica este frumoasă.